Finalul orei 12. România se pregătește de ce este mai rău în cazul virusului ucigaș venit din China. Autoritățile vor instala camere de termoviziune pe aeroporturi pentru a detecta la timp persoanele infectate. Măsurile vin în contextul în care Organizația Mondială a Sănătății urmează să declare stare de urgență mondială. Specialiștii susțin că virusul se răspândește cu repeziciune și poate suferi mutații. Noi am făcut o recomandare și această recomandare va fi trimisă de către Ministerul Sănătății, către zonele Ministerul Transporturilor, astfel încât să ia în calcul aplasarea de astfel de camere termice pentru determinarea pacienților cu febră. Autoritățile din domeniul sanitar au anunțat că vor fi luate măsuri similare cu cele din cazul gripei porcine și aviare. În ceea ce privește măsurile de la aeroport, sunt similare cu cele care au fost utilizate și în timpul pandemiei de gripă. Posibilitatea de achiziție de termoscanere care să evidențieze eventualele persoane cu febră și care ar putea să răspundă definiție de caz și, nu în ultimul rând, constituirea de echipe care să asigure permanența serviciilor medicale în aeroporturile internaționale. Specialiștii spun că în țara noastră ar urma să fie disponibile în curând teste care să depisteze rapid eventuala prezență a virusului. Oficial sunt 6 morți și aproape 300 de bolnavi, însă pneumonia virală a ajuns și în Thailanda, Japonia, Corea de Sud și SUA. Aseară, autoritățile de peste ocean au confirmat în statul american Washington un prim caz de coronavirus provenind din China. Bărbatul de 30 de ani nu vizitase niciuna dintre piețele de unde au emanat numeroase cazuri la Wuhan, în China, însă doar călătorise în regiune, iar acest lucru a fost suficient. Este doar o chestiune de timp până când Europa și implicit România se vor confrunta cu această problemă, anunță autoritățile. Majoritatea cazurilor au fost înregistrate în provincia Wuhan, unde infecția a fost semnalată pentru prima dată în luna decembrie. Un cetățean australian a fost plasat marți în carantină la Brisbane, fiind suspectat că ar fi infectat cu noul coronavirus. Un oficial din domeniul sănătății din statul Queensland a informat că medicii încă încearcă să stabilească un diagnostic exact în cazul bărbatului care s-a întors recent în Australia de la Wuhan. We've got one gentleman that we're just following at the moment who has traveled to Wuhan and has developed a respiratory illness, but he's recovering at home and so we've done some tests on him and we're awaiting. Ministerul filipinez al sănătății a anunțat că investighează cazul unui băiat în vârstă de 5 ani care a ajuns în țară de la Wuhan și care a fost diagnosticat cu o tulpină încă neidentificată de coronavirus. Department of Health, today we are disclosing that it is currently investigating the case of a 5-year-old who traveled from Wuhan, China and was admitted in Cebu City for manifesting fever, throat irritation and cough prior to entering the Philippines. În țara noastră, teama de gripă a aglomerat camerele de gardă, sute de oameni așteaptă cu orele să fie văzuți de medici. Specialiștii spun că numărul pacienților nu ar fi atât de mare dacă bolnavii ar ști să facă diferența între o răceală și gripă. De altfel, deja Ministerul Sănătății a înștiințat DSP-urile și Ministerul Educației să facă triaj, adică profesorii să fie atenți la copiii care prezintă simptome și să-i trimită acasă. Te doare capul, faci febră 39-40 de grade, te dor mușchi, ai o stare ca și când ai fi bătut, e gripă, n-ai nevoie de niciun test. Ai nevoie să stai naibii acasă, să te izolezi, să suni medicul de familie și să-i spui ce are. Și medicul de familie spune, ai gripă clinic. Acum, în mod asta, facem teste de dimineața, prânz și seara și bombardăm camerele de gardă cu zeci de pacienți, sute de pacienți, este o aiureală. Nu facem decât să mutăm virusul de colo-colo. Ca atare, recomandarea mea clară pentru toți oamenii, stați fraților acasă, căutați-vă, sunați-vă medicul de familie, nu mai umblați după teste de gripă, că le faceți degeaba. Anchetă de proporții la școala 133 din capitală, acolo unde sute de elevi au fost evacuați de urgență în urma unei dezinfecții. Poliția Capitalei a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Cercetările au fost preluate de parchetul de pe lângă Tribunalul Sectorului 4. Între timp, controlul continuă și un raport va fi prezentat cât de curând. Colega mea, Alina Sorocean, știe mai multe. Bun găsit, Alina! Bun găsit! Poliția Capitalei a anunțat astăzi că deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și dosarul a fost preluat
preluat de parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 4. Se fac cercetări și urmează să fie, bineînțeles, în ultima perioadă și persoane audiate. Vorbim despre conducerea școlii, despre părinți și chiar copii în prezența părinților în calitate de martori. Astăzi și Direcția de Sănătate Publică a revenit la școală pentru a continua verificările. Trebuie să întocmească un raport pe care să-l înainteze Ministrului Sănătății. Vă reamintesc că totul a început ieri în jurul orei 14, când unul dintre elevii clasei 8 a acuzat probleme de sănătate, dureri de cap, amețeală și s-a dus la cabinetul școlii. Bunicul acestuia împreună cu reprezentanții unității de învățământ au decis să cheme ambulanța. Au venit mai multe ambulanțe, 9 echipaje de ambulanță și reprezentanța ISU, dar și Direcția de Sănătate Publică, pentru că au fost 22 de copii mai apoi care acuzau aceleași simptome, iar alți 500 au fost imediat evacuați din școala 133. Așadar, sunt date noi care apar astăzi din partea oamenilor legii. Vom vedea când vor începe aceste audieri și cine se face vinovat până la urmă pentru această situație creată. Am sunat copilul care nu răspundea la telefon. Nu are nimeni nimic. Totul s-a întâmplat la școala 133 din cartierul Berceni, unde ar fi avut loc o dezinsecție. Copiii au început să se simtă rău din cauza mirosului puternic de chimicale, astfel că toți elevii au fost evacuați. M-a sunat mama că e zarvă mare, eu mi-am sunat copilul care nu răspundea la telefon și mi-au zis că s-a făcut dezinsecție în școală și le-a venit la copii rău. Ia, copilul meu este bine, dar unei colegi i s-a făcut rău și chiar a luat o salvare. Nu am anunțat nimeni nimic, decât să vin să-mi iau copilul că a făcut dezinsecție, dar ce și cum, nu știu. Duceți la spital? O să fie grav, rău, să vedem cum o să se prezinte acasă, o să duc, vă dați seama. 18 copii au fost transportați la spitalele Marie Curie și Grigore Alexandrescu. La noi s-au prezentat 18 copii până acum. Diagnosticul a fost de intoxicație prin expunere accidentală la insecticide și dezinfectante. Ei au acuzat cefalee și greață. După un set de analize, mulți dintre elevi au fost lăsați să plece acasă. Doar 5 au rămas internați din cei 18. Acuză în continuare ceva, o greață, vărsătură. Medicii spun că, în prezent, copiii se află în afara oricărui pericol, iar dacă se vor urma câteva reguli de bază, elevii nu vor fi afectați pe termen lung. Dacă nu mai sunt expuși la acele substanțe, în mod normal nu ar trebui să mai apară nimic specific, pentru că ei au ieșit din mediu. Și, practic, dacă în următoarele ore nu au... acele simptome s-au remis, cefaleea, nu mai au greață, au o stare generală bună, ca să revină din nou la... să aibă alte complicații, se pare că nu. Probabil că și expunerea a fost mai de scurtă durată. Între timp a apărut și reacția autorităților. Primăria sectorului 4 a transmis un comunicat în care vine cu o serie de lămuriri. În urma analizelor preliminare s-a constatat că sursa potențială a acestei situații a fost reprezentată de utilizarea unor substanțe de dezinfecție, ca urmare a descoperirii a 3 cazuri de gripă tip A în unitatea de învățământ. Astfel, Societatea Dezinfecție și Deratizare SRL a efectuat manoperă de dezinsecție utilizând substanțele Bionet A15 și Insectum, ambele omologate. Chiar dacă substanțele utilizate la curățenie sunt omologate, acestea pot avea efecte negative dacă nu sunt utilizate corect, atrag atenția autoritățile. Trebuie plecat de la faptul că toate aceste substanțe utilizate pentru dezinsecție deratizare sunt aprobate la nivelul spațiului comunitar. Există o agenție europeană pentru substanțe chimice care aprobă utilizarea acestor substanțe. Dacă vom folosi substanțele aprobate de către Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice, nu se va întâmpla nimic. Problema este că de multe ori aceste substanțe, chiar dacă sunt utilizate, dacă nu se respectă recomandările din fișa de securitate a produsului, nu se respectă concentrația, nu se respectă modalitatea de administrare, nu se respectă timpul de aerisire după utilizarea lor, cu siguranță că apar și astfel de incidente.
În școală s-a făcut luni seara dezinfecție din cauza gripei, iar raportul preliminar arată că substanțele au fost lăsate să acționeze 6 ore în loc de 90 de minute, cât este timpul maxim de expunere a biocidului. Au fost, cum s-a și evidențiat la Arad cel puțin, s-au folosit concentrații mai mari din acea substanță. Am înțeles din raportul autorităților că una din substanțe nu mai era aprobată pentru a fi utilizată, deci discutăm în mod clar de utilizarea defectuoasă a acestor substanțe. Potrivit reprezentanților ISU, echipajul CBRN a efectuat mai multe măsurători în școală, iar rezultatele nu arată depășiri ale valorilor normale. Chiar și așa, autoritățile au anunțat că unitatea școlară va rămâne închisă azi și mâine. Între timp, controlul Direcției de Sănătate Publică va continua, iar un raport va fi prezentat Ministrului Sănătății. Acuzații grave la Spitalul Județean Târgu Mureș. Timp de aproape un an, un medic fără contract ar fi operat ilegal sute de pacienți sub protecția unei șefe de secție. Mai mult, un bărbat a decedat în condiții suspecte după operația făcută de acest doctor. Cazul de la Spitalul Județean de Urgență Târgu Mureș a fost semnalat de deputatul USR Emanuel Ungureanu. Acesta a publicat informații potrivit cărora o femeie ar fi lucrat ca doctor mai bine de un an în Institutul Sanitar, deși nu avea contract de angajare. Mai mult, medicul ar fi făcut sute de intervenții în clinica de gastroenterologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Mureș, sub protecția șefei clinicii. Activitatea acesteia s-ar fi soldat și cu decesul unui pacient. Totul ar fi început în 2019, când doctorul Monica Pantea a început să facă explorări endoscopice la clinica de gastroenterologie a Spitalului Județean Târgu Mureș, deși aceasta nu avea contract cu spitalul pentru astfel de intervenții. Însă, potrivit conducerii spitalului, în perioada respectivă, doctorul vizat de acuzații grave avea încheiat un contract pentru gărzi ca medic specialist. Despre presupusele nereguli a fost înștiințat și Corpul de Control al Ministerului Sănătății. Este alertă meteorologică în jumătate de țară. Administrația Națională de Meteorologie anunță ninsori, frig și zăpadă viscolită. Specialiștii au emis un cod galben de vânt pentru mai multe județe. Rafalele vor ajunge și la 100 de kilometri pe oră în zonele vizate. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare meteorologică de cod galben, ce vizează în mod deosebit intensificări ale vântului pentru zona montană din sudul și din estul țării, Moldova, Dobrogea, sud-vestul Olteniei și nord-estul Munteniei. Vor fi intensificări ale vântului cu viteză la rafală de peste 90-100 de km pe oră. În Moldova, vântul se va intensifica treptat, va supla cu rafale de 55-65 de km pe oră în această după-amiază și la noapte, iar mâine, joi, cu rafale de 70-80 de km pe oră. Călin Popescu-Tăriceanu este suspect într-un dosar de abuz în funcție. Procurorii susțin că pe vremea când era președinte al Senatului, nu a pus capăt mandatului unui senator care ar fi fost în incompatibilitate. Liderul ALDE se apără și spune că numărul 2 în stat nu are prerogative în această situație. Senatorul Cristian Marciu a fost declarat incompatibil pentru că a făcut afaceri cu Consiliul Județean Giurgiu în perioada 2008-2012, el fiind consilier județean. Potrivit legii, pentru acest lucru, Marciu trebuia să piardă de îndată orice funcție publică și să nu o mai poată ocupa o alta vreme de 3 ani. De altfel, în martie 2017, la 2 ani de la menținerea definitivă a deciziei judecătorești, timid, Ania a cerut Senatului să constate încetarea calității de senator a lui Cristian Marciu. În acest caz, Tăriceanu va da în curând explicații la parchetul general. CCR va discuta astăzi sesizarea de neconstituționalitate a parlamentarilor ALDE, PNL, PMP, UDMR și a unor senatori neafiliați privind alegerea lui Teodor Meleșcanu în funcția de președinte al Senatului. Judecătorii curții au amânat în mai multe rânduri această sesizare. Teodor Meleșcanu a fost ales pe 10 septembrie la propunerea PSD președinte al Senatului. Ca urmare a alegerii lui Teodor Meleșcanu la șefia Senatului, cu susținerea PSD, fostul ministru de externe a fost exclus din ALDE. Cu detalii despre acest subiect vine colega noastră Liliana Năstase. Bună dimineața, Liliana! M-am găsit încă din luna octombrie. Curtea Constituțională a analizat această plângere, însă verdictul a fost amânat de mai multe ori, astfel că astăzi ar trebui să se dea
o decizie. În cazul în care Curtea Constituțională acceptă această plângere, atunci Teodor Meleșcanu va trebui să plece de la conducerea Senatului, unde a fost numit cu susținerea PSD pe data de 10 septembrie, după ce Călin Popescu Tăriceanu s-a retras de la guvernare și automat din funcția de președinte al Senatului. Ulterior, alt de formațiune din care făcea parte și Teodor Meleșcanu a propus o altă persoană pentru șefia Senatului, însă Teodor Meleșcanu a candidat la rândul său, chiar dacă nu plecase din alde, susținut de PSD. Ulterior, Călin Popescu Tăriceanu a spus că această numire s-a făcut ilegal, astfel că a fost primul care a anunțat că va sesiza Curtea Constituțională. Așa cum spuneam, Curtea Constituțională a amânat de mai multe ori un verdict, astfel că urmează să înceapă și sesiunea parlamentară și situația conducerii Senatului să nu fie încă lămurită. Mulțumesc, Liliana, pentru intervenția ta în jurnal. Mergem acum mai departe cu alte subiecte. Pijamalele cu ursuleți panda i-au înduplecat pe magistrați. Interlopul Bebino, cel care a fost rănit în urmă cu 2 săptămâni într-o altercație cu un clan rival, a fost plasat în arest la domiciliu. Marius Alecu se afla la Jilava după măcelul de la începutul anului. Bebino, liderul clanului sportivilor, a fost adus ieri în fața judecătorilor pe targă, îmbrăcat într-un training cu urși panda. Vestimentația neobișnuită a interlopului i-a convins, se pare, pe judecător să îl elibereze din penitenciar. Individul a fost plasat de magistrați în arest la domiciliu. Bebino, cunoscut și ca King Kong, le-a povestit judecătorilor că a fost victima unui conflict pe care nu îl înțelege nici până în momentul de față. În urmă cu o săptămână, în cartierul Teitoboc din capitală, Cezar Pet, cu nepotul antrenorului de box Napoleon Gheorghe de la Dinamo, l-a atacat cu sabia pe Bebino. Bărbatul care l-a rănit pe Bebino s-a predat polițiștilor și a fost și el arestat preventiv. Bătaia a fost surprinsă de o cameră de supraveghere amplasată în zona în care a avut loc conflictul. Ținuta purtată de Bebino la instanță a stârnit furori pe internet. Potrivit site-urilor de specialitate, doar încălțămintea purtată de Bebino costă aproape 700 de euro. Este vorba despre o pereche de pantofi din piele de vițel. Îmbrăcămintea cu urși panda a devenit populară și în rândul sportivilor. Fotbalistul Messi s-a fotografiat recent într-o ținută asemănătoare. Închisoare pe viață pentru timișoreanul care a ucis cu drujba un bărbat de 44 de ani în luna ianuarie a anului trecut. Mai mult, criminalul trebuie să plătească despăgubiri în valoare de 320.000 de euro familiei victimei. Sentința magistraților este definitivă. Nu te-a fost bine de copii. E adevărat că mai vândut o mașină de care n-ai fost mulțumit? Decizia de condamnare a fost luată de magistrații de la Curtea de Apel Timișoara după ce, inițial, colegilor de la Tribunalul Timiș îl condamnaseră pe individ la 25 de ani de închisoare. În apel, judecătorii au pronunțat pedeapsa maximă pentru tânărul care a decapitat un bărbat cu drujba la Sân Andrei. Închisoare pe viață. El va trebui să achite 5.000 de lei, daune materiale, dar și 320.000 de euro, daune morale, pentru familia victimei. Hotărârea este definitivă. Vă reamintim că în noaptea de 30 spre 31 ianuarie 2019, arădeanul Doru Sebastian Muntean a mers la Sân Andrei, unde a tăiat cu drujba ușa casei unui localnic cu care avea neînțelegeri, apoi l-a decapitat. Criminalul cumpărase un autoturism de la victimă cu ceva timp înainte și se certa cu el pentru că bărbatul nu voia să-i returneze banii. Criminalul l-a atacat pe bărbatul din Sân Andrei în timpul nopții, în momentul în care bărbatul și copiii săi dormeau. Cei doi copii minori și iubita unuia dintre ei au scăpat cu viață. Individul a fost prins de polițiști la scurt timp după crimă, fiind observat în timp ce se plimba plin de sânge pe stradă. El a fost acuzat de omor calificat și cruzimi, distrugere, violare de domiciliu și loviri sau alte violențe. Sentința este definitivă.
Criminalul tinerei din Bacău este de negăsit. Individul și-a înjunghiat iubita în vârstă de 30 de ani, după care a alertat poliția. Ucigașul le-a povestit polițiștilor tot ce a făcut, după care i-a anunțat că vrea să-și pună capăt zilelor. Locul unde au avut loc scenele sângeroase a fost împânzit de polițiști și criminaliști. Mai mult au fost chemați la intervenții și scafandri, care au început căutările pe canalul Bistrița. Atenție, urmează detalii cu un puternic impact emoțional. Cel care a alertat poliția ar fi fost chiar criminalul tinerei. Bărbatul a sunat la 112 și le-a spus polițiștilor că și-a ucis iubita, că regretă, însă vrea să-și pună capăt zilelor. Imediat, la locul indicat de bărbat, au sosit echipajele de poliție, dar și de ambulanță. Într-o mașină neagră a fost găsită tânăra de 30 de ani. Medicii nu au mai putut face nimic pentru victimă și au fost nevoiți să declare decesul. Din primele informații, trupul tinerei era plin de lovituri și prezenta multiple urme de înjunghiere. Pentru a pune totul cap la cap, trupul neînsuflețit al femeii a fost dus la medicina legală pentru efectuarea necropsiei. Criminaliștii au izolat zona și au prelevat probe esențiale pentru anchetă. Între timp, polițiștii îl caută pe făptaș. Individul a anunțat că se va sinucide, iar polițiștii au luat la verificat întreaga zonă. A fost chemată și o echipă de scafandri care au început căutările în canalul Bistrița. Compania aeriană Ryanair face primele precizări după incidentul de ieri de pe aeroportul Otopeni. Problemele au fost cauzate de pătrunderea fluidului de degivrare în sistemul de climatizare, însă o anchetă va stabili cu exactitate ce s-a întâmplat. Ieri avionul care plecase cu întârziere de la București la Londra s-a umplut de fum, iar panica s-a instalat imediat printre pasageri. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. La doar 5 minute de la decolare, aeronava s-a umplut de fum, iar cei 169 de pasageri au intrat în panică. Însă, dincolo de fumul din avion, problemele par să fie unele extrem de grave. Pilotul nu a reușit deloc să ridice aeronava la altitudinea necesară zborului. Aeronava s-a ridicat la doar aproximativ 1800 de metri de la sol, după care tot zborul până la revenirea pe Otopeni s-a derulat la doar 1000 de metri altitudine. Măștile de oxigen nu au căzut nici după ce s-a instaurat panica. Oamenii trăgeau panicați de plafon, mulți dintre ei numai putând să respire. În tot acest timp, piloții îi îndemnau pe pasageri să-și păstreze calmul, dar în zadar. În urma incidentului, pasagerii reclamă faptul că personalul de la bord ar fi controlat prost momentele tensionate. În aceste condiții, pasagerii au încercat să se protejeze cu fularele. Oamenii povestesc că abia în momentul în care fumul a fost evacuat prin gurile de aerisire, lucrurile s-au mai liniștit, iar comandantul a făcut un apel la calm. La scurt timp a apărut și reacția companiei aeriene. La scurt timp după decolare, ca măsură de precauție, aeronava a revenit pe aeroportul internațional Henri Coandă după ce membrii echipajului au raportat un fum neidentificat în cabină, despre care noi credem că a fost cauzat de ingerarea fluidului de degivrare în sistemul de climatizare. Membrii echipajului au notificat controlorii de trafic aerian, iar aeronava a aterizat în condiții normale la București. În cele din urmă, pasagerii au avut un nou zbor către Londra în jurul orei 15. 29 dintre ei au renunțat însă la această călătorie. Cursa groazei a pornit cu stângul. Pasagerii spun că zborul a avut de la început o întârziere mare. Unul dintre pasageri susține că aeronava a fost timp de o lună la mentenanță la Romaero, iar luni a fost mutată de la Băneasa pe aeroportul Henri Coandă. Transferul de pe un aeroport pe altul a fost făcut abia după ce avionul a efectuat câteva zboruri de test. Marți dimineața, piloții au amânat decolarea cu 3 ore din cauza unei defecțiuni pe care specialiștii au considerat că au remediat-o, așa că au dat drumul aeronavei. Au venit specialiști, au lucrat și a durat vreo 3 ore și au dat avionul la zbor. Deci au fost asigurați echipajul că defectul apărut a fost remediat. Însă, surpriza a fost că în decolare
a apărut fum în cabină, panică la pasageri, însă echipajul a întors. Reprezentanții companiei spun că o anchetă a fost deschisă în acest caz. Inconștiență la volan, un șofer de tir a fost filmat cu o cameră de bord după o depășire criminală pe Valea Oltului. Imaginile au fost postate în mediul online și au stârnit comentarii aprinse de la internauți. Ce aveți? Doamne Dumnezeu, să stăm aici. Șoferul, care a și înregistrat imaginile cu camera de bord, a avut prezența de spirit să oprească mașina și să tragă pe dreapta pentru a evita o tragedie. În mașina sa se aflau soția și cei doi copii, iar în momentul în care a văzut tirul care circula pe contrasens, bărbatul a oprit mașina. Pe imagini se poate observa cum șoferul de tir intră într-o depășire fără să-i pese de cei care circulau din față. La un moment dat, chiar îl atenționează pe șoferul cu autoturism prin flash-uri. Înregistrarea a fost postată în mediul online și a strânit reacții dure din partea internauților. Mulți îi acuză pe șoferii de tiruri că încă folosesc telefoanele mobile în timp ce conduc. A sunat la 112 ca să reclame niște braconieri și a fost agresat și amendat chiar el de polițiști. Este pățania unui bucureștean care, în timp ce aștepta ca oamenii legii să îi sancționeze pe răufăcători, a fost pedepsit de polițiști pentru că i-a filmat. În urma incidentului, autoritățile din Ilfov au deschis o anchetă pentru a stabili dacă agenții care apar în filmare au comis un abuz. Deci domnii polițiști urlă la mine, i-am rugat să confiște. Băi, eu cu tine vorbesc. Ce-am zis? Deci mi-au tras de telefon, m-au abuzat, m-au tras de mine. Cristian Jugaru este un pescar din București care, deranjat de braconierii de pe lacul Pantelimon, a sunat la 112 cu speranța că polițiștii vor veni și vor face dreptate. Bărbatul a avut însă parte de o surpriză neplăcută chiar din partea celor chemați să aplice legea. În cele peste două minute de filmare se vede cum principala ocupație a polițiștilor a fost să îi interzică celui care i-a chemat să îi filmeze. Totul se întâmplă în timp ce braconierii își văd nestingheriți de treabă. După mai multe minute de amenințări din partea polițiștilor, reclamantul a sfârșit prin a fi chiar el amendat cu 500 de lei pentru că a apelat 112 fără a avea o urgență reală sau un motiv întemeiat. Incidentul a ajuns și la urechile superiorilor polițiștilor, care au declanșat o anchetă. În urma vizualizării imaginilor video postate în mediul online de către o persoană pe o rețea de socializare, ofițerii biroului control intern s-au sesizat din oficiu cu privire la comportamentul polițiștilor, iar conducerea inspectoratului a dispus efectuarea de verificări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și condițiilor producerii evenimentului în vederea dispunerii de măsuri legale. În plus, reprezentanții poliției spun că orice persoană poate filma acțiunea poliției dacă se află pe spațiul public. Bucureșteanul fugărit și amenințat de polițiști spune că are de gând să conteste amenda și să scrie o plângere contra agentului de poliție care l-a amendat la Inspectoratul General de Poliție. Surpriză de proporții pentru polițiștii de la punctul de trecere a frontierei Calafat. Un tur de 38 de ani a fost prins când încerca să intre ilegal în România, ascuns printre mandarinele transportate de un conațional. Descoperirea a fost făcută în timp ce camionul era oprit la vama cu Bulgaria. Turcul a recunoscut că s-a înțeles cu șoferul camionului pentru a fi transportat până în Germania, contra sumei de 5.000 de euro. Potrivit protocolului, cei doi turci și camionul implicat în incident au ajuns în custodia autorităților bulgare. Alertă în Timișoara, un șofer care conducea cu viteză a spart o țeavă de gaze, iar mirosul s-a propagat cu repeziciune. Oamenii au sunat imediat la 112, iar în zona au apărut pompierii. Alimentarea cu gaze a fost oprită pentru a evita o tragedie. Nu avem niciunul. Nu vine? Alarma a fost dată aseară în jurul orei 22. Oamenii au auzit un zgomot puternic și au ieșit să vadă ce se întâmplă. Când au ieșit la scară, au văzut o mașină făcută praf care, în goana nebună prin oraș, a intrat fix într-o țeavă de gaze. Mirosul puternic s-a extins rapid. Oamenii s-au panicat și au sunat la 112. Trebuie să stau până vine gazul, a? Pompierii au intervenit în mare grabă cu mai multe echipaje la locul accidentului și au luat primele măsuri de siguranță. Au oprit circulația pe calea Aradului și au întrerupt alimentarea cu gaz pentru evitarea unei adevărate tragedii. E poliția în spate, stabule, vino cu. E poliția în spate.
spatele Iveco-ului. Nu au fost persoane rănite, însă locatarii s-au speriat cumplit. La fața locului au sosit echipajele de poliție care l-au dus la audieri pe șoferul care a provocat accidentul. Numărul focarelor de pestă porcină africană crește de la o zi la alta. Potrivit celor de la ANSVSA, numărul focarelor a ajuns în ultima săptămână la 611, cu 26 mai mult față de săptămâna trecută. Mai mult, autoritățile au mai anunțat că boala evoluează în 257 de localități din țară. În prezent, cele mai multe focare sunt în județele Telorman, 196 de focare în gospodăriile populației și 539 de cazuri la Mistreț și în Giurgiu. De la prima semnalare a prezenței virusului în România și până în prezent, au fost eliminați în jur de 577.000 de porci afectați de boală. Pentru a împiedica răspândirea bolii, toate animalele suspecte trebuie sacrificate și neutralizate, iar proprietarii vor fi despăgubiți de către stat în condițiile prevăzute de legislație. Vești importante pentru mii de pacienți cu probleme gastrice. Medicamentele care conțin ranitidină vor fi retrase din toate farmaciile din România ca urmare a unei recomandări Agenției Naționale a Medicamentului. Motivul retragerii este că în componența capsulelor a fost găsit un compus cu potențial cancerigen. Decizia de retragere a medicamentelor care conțin ranitidină a fost luată la nivel european, după ce în vara anului trecut o farmacie din Statele Unite a avertizat că în componența acestora s-au găsit impurități de nitrozamină, o substanță cu potențial cancerigen. Ca urmare, Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale de la noi a dispus ca măsură de precauție blocarea la vânzare la nivel de farmacie a medicamentelor pe bază de ranitidină, atât a formelor farmaceutice cu administrare orală, cât și a soluției injectabile până la emiterea de către Comisia Europeană a unei decizii referitoare la medicamentele care conțin ranitidină afectate de această neconformitate de calitate. În paralel, agenția le reamintește medicilor și farmaciștilor din România că pe piață există variante alternative de tratament care pot fi prescrise pacienților până la ridicarea interdicției privitoare la ranitidină. Medicamentele care conțin ranitidină sunt prescrise pe scară largă celor care suferă de ulcer duodenal și ulcer gastric benign, ulcer postoperator sau esofagită de reflux. Ranitidina a fost interzisă în Marea Britanie, Statele Unite și mai multe țări din lume încă din toamna anului trecut, atunci când a fost scos de pe piață Zantac, cel mai cunoscut medicament pe bază de ranitidină. Franța a interzis medicamentele care conțin paracetamol, ibuprofen și aspirină. Decizia a fost luată după ce în ultimii ani mai multe persoane au făcut complicații și chiar au murit din cauza administrării incorrecte a acestor medicamente. Unii farmaciști ar vrea să se introducă și în România restricții asemănătoare, însă medicii avertizează asupra consecințelor grave ale unei astfel de măsuri. Restricțiile din Franța vizează automedicația. Drept urmare, antitermicele precum paracetamolul și aspirina pot fi vândute doar dacă farmacistul consideră că pacientul are într-adevăr nevoie de ele. Asta pentru că o doză prea mare de paracetamol este extrem de toxică pentru ficat, poate provoca hepatită și chiar decesul. Decizia a fost luată după ce, acum 2 ani, o tânără de 22 de ani a fost găsită moartă în casa ei din Strasbourg, răpusă de o intoxicație hepatică acută provocată de paracetamol. De altfel, în Franța, consumul de paracetamol a crescut cu peste 50% în ultimii 10 ani. România se află cam în aceeași situație și la noi cele mai bine vândute medicamente fără prescripție sunt tot cele pe bază de aspirină, paracetamol și ibuprofen. Opiniile medicilor și farmaciștilor sunt împărțite, în timp ce unii spun că administrarea de medicamente după ureche este dăunătoare și că ar fi necesare restricții similare și la noi, există alte voci din domeniul medical care afirmă că supradozele pot fi prevenite prin educarea publicului și nu prin interdicții. De aceeași părere sunt și autoritățile din domeniul medicamentelor. În România, farmacistul îți scrie pe cutie modul de administrare, există avertizmente. Nu se poate vorbi despre o interdicție a paracetamolului în România, spun reprezentanții Agenției Naționale a Medicamentului. Potrivit medicilor, doza recomandată de paracetamol este de 3 pastile pe zi, nu mai des de 4 ore și poate fi administrat 48 de ore fără acordul medicului.
grupurilor, astfel încât de luni, când copiii revin la cursuri, să evităm orice incidente pe care le-am văzut în alte părți ale țării, să ne asigurăm împreună cu Direcția de Sănătate Publică, împreună cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență, că nu mai există niciun fel de pericol. De cât timp are primăria contract cu această firmă și la câte școli s-a mai intervenit de către această firmă? Primăria a lucrat și în anul 2019 cu această firmă. A avut un număr de 94 de treceri la nivelul celor 74 de clădiri ce aparțin sectorului 4. Am avut în continuare solicitări, dar ceea ce vă pot spune este următorul lucru și este, dacă vreți, cea mai importantă măsură pe care am luat-o astăzi, pentru că, în mod evident, firma nu și-a îndeplinit corect sarcinile. Am decis rezilierea contractului și demararea în regim de urgență a unei noi proceduri, astfel încât în cel mai scurt timp, adică până mâine, pentru că mai avem cazuri de gripă în continuare în sector, să putem face această activitate cu o altă societate comercială. Cum spuneți că în mod evident, cu actuala firmă? De ce spuneți în mod evident ce ați constatat? Este un lucru simplu și extrem de rău. În momentul în care 24 de copii ajung la spital, devine o evidență faptul că cineva nu și-a făcut corect treaba sau a făcut-o efectuos. Primăria a contractat servicii de deratizare, iar firma a făcut dezinfecție. De ce? Sunt două tipuri de servicii pe care primăria l-a contractat. Sunt servicii de deratizare și acesta este un tronson și reprezintă un cod CPV, pentru că așa se numește separat, iar alt cod CPV separat se numește de dezinfecție și dezinsecție. Deci sunt două lucruri. Nu, sunt două contracte diferite, pentru că sunt două obiecte de activitate diferite. Deci, în mod evident, nu și-a făcut decât obligația contractuală executat pentru care a fost autorizată și folosesc acest prilej pentru a vă pune la dispoziție toate documentele legate de autorizarea acestei firme, începând de la autorizarea sanitar-veterinară și toate celelalte autorizații, pentru că din acest motiv am apelat la serviciile unei firme specializate și omologate, având toate autorizările necesare, tocmai pentru că se presupune că respectă procedurile, folosește substanțele corespunzătoare în amestecurile cu corespunzătoare. Dacă vreți puțin să ne explicați, eu am văzut pe SICAP un contract de peste 13.000 de euro pentru servicii de deratizare. Este vorba despre același... Nu, sunt două, veți vedea, sunt două contracte. Unul este pentru servicii de deratizare, este o obligație pe care o avem și, evident, asta este profilul de activitate pe care l-are firma și un contract pentru servicii de dezinfecție și dezinsecție. Asta cât a fost aleasă această firmă? Pe care contractul? Legate de cât costă? Costuri de... Deci, gândiți-vă așa. Și o să vă iau care per anul 2019, costurile pe care, pentru toate cele 74 de clădiri pe care le avem la dispoziție, v-am spus că am avut un număr de 94 sau 95 de treceri pe care le-a avut această firmă, suma a fost de sub 30.000 de euro. Asta este foarte important pentru acest profil de... Nu mă pot pronunța dacă este o sumă mare sau o sumă mică. Este o sumă care respectă cerințele și cu certitudine ceea ce înseamnă piața. Nu am cum să mă pronunț că este puțin sau că este mult. 30.000 de euro pentru un contract, pentru speța despre care vorbim, despre dezinfecție și dezinsecție. Suplimentar, de două ori pe an cel puțin, există obligația legală să existe două treceri și pentru deratizare. Este alt obiect din punctul acesta de vedere, iar pentru aceasta suma a fost, din ce știu eu, mai mică, nu vă pot spune, tot sub 30.000 de euro. În 2019 ați mai avut reclamații cu privire la acțiunile făcute de către această firmă? Nu am avut până în acest moment reclamații legate de activitatea acestei firme.
nu ni s-au adus la cunoștință probleme de genul acesta. Informațiile pe care le aveți până acum, care a fost problema? S-a folosit o soluție în concentrație prea mare? Ce s-a întâmplat? Ceea ce vă pot spune este următorul lucru. Și dați-mi voie să repet. Faptul că 24 de copii au ajuns la spital înseamnă că există o eroare undeva, din punct de vedere al modului în care a fost implementată această obligație contractuală. În acest moment, Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, cei de la Poliția Română, de la Substanțe Toxice, și am înțeles că este și un dosar penal deschis pe această speță, vor decide unde s-a greșit și cum s-a greșit. Ceea ce este firesc să constatăm într-o astfel de situație este că s-a greșit în mod evident, indubitabil. Nu aveți alte indicii? Nu, nici nu am calitatea să mă pronunț despre aceste lucruri, pentru că reprezentanții firmei, așa cum sunt convins că dumneavoastră nu v-au zis nimic, nici nouă nu ne-au zis nimic din punctul acesta de vedere. În mod evident am încercat să luăm legătura cu dânsii și nu am reușit să luăm legătura cu dânsii. Spuneți-ne ce se va întâmpla în școală în continuare. Voi începe operațiuni de decontaminare? Împreună cu... Este o acțiune, exact cum a fost și acțiunea de ieri, atât aceea de urgentă de a aduce copiii la spital, cât și cea de evacuare a celor 500 de copii care se aflau aici în curtea școlii, a fost făcută împreună cu celelalte instituții ale statului. Și noi vom contribui împreună cu școala și împreună cu aceste instituții să luăm toate măsurile pe care dânșii ne le vor indica, astfel încât să nu mai existe niciun fel de risc. Mai mult decât atât, în discuția pe care am avut-o ieri cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență, cu o zi înainte de a reîncepe cursurile, vom face din nou măsurători, după ce în prealabil se vor lua la indicațiile Direcției de Sănătate Publică toate măsurile necesare pentru ca această clădire să fie 100% sigură. Domnule, s-a spus ora la care s-a făcut această operațiune în școală? V-ați interesat? Da. Care a fost ora? Care da, a fost ora? La ora 19. De la ora 19 a început această operațiune. Asta este o informație certă, iar timpul cât a durat asta nu vi-l pot preciza. De ce nu a fost trecut în procesul verbal și această informație, ca și cantitatea? Rămâne de stabilit, pentru că, în mod evident, sunt erori în procedura pe care a îndeplinit-o societatea comercială. Vom identifica de ce nu s-au făcut acești pași obligatorii, care erau obligațiile, care sunt persoanele responsabile și sunt convins că toți cei care au făcut erori în această situație vor plăti corespunzător. Dacă vă spune în pielea părinților, celor care au venit în grabă, în fugă, să-și recupereze copiii, unii dintre ei chiar nu i-au găsit pe cei mici, ce părere ați avea? O să vă răspund în felul următor. Fetița mea, care are 11 ani, învață la o școală care este la câteva străzi mai încolo. Fetița mea a beneficiat de aceleași servicii ca și copiii de aici și pun ghilimele de rigoare la lucrul acesta. Exact așa cum părinții au trăit în modul în care au trăit ziua de ieri, și eu, ca și dânsii, ca niște oameni responsabili, mai mult atât decât atât ca medic și ca primar și ca tată, înțeleg mult mai bine decât vă puteți imagina acest lucru și din acest motiv fac tot ceea ce este omenește posibil, în primul rând, ca să previn astfel de situații. Cum care ar putea face pe viitor lucrul acesta? Cum voi face pe viitor? Cei în cauză spuneați că nici nu v-au răspuns. În mod evident,
ceea ce am în acest moment de făcut și am făcut a fost măsura de a rezilia contractul, de a identifica o altă societate comercială. Aici vine și o altă discuție legată de modul în care gestionăm avizările și acreditările acestor entități, pentru că, din punct de vedere legal, ne dăm seama că avem aprobări și autorizări, însă din punct de vedere practic, o secundă. ISU, după, de fiecare dată după ce se face o dezinsecție sau dezinfecție ca obligatorie și să nu se lase la latitudinea directorilor să aprecieze ei dacă s-a aerisit sau nu? Acum vă spun în calitate de medic, vă răspund așa, dacă am respecta întocmai procedurile. Am avut imagini în direct de la școala 133 din capitală, unde primarul sectorului 4, Daniel Băluță, a făcut declarații presei. Din ce a declarat domnul primar, reiese că primăria a lucrat și în 2019 cu această firmă de dezinsecție, iar cea mai importantă informație venită de la domnul primar este că s-a decis rezilierea contractului cu această firmă care s-a ocupat de dezinsecție. Mergem acum mai departe și cu alte subiecte. Incident extrem de grav petrecut aseară lângă București. Un consilier județean PNL susține că a fost atacat de membrii unui clan de interlopi. Și stăm de vorbă despre acest subiect chiar cu Constantin Ofițeru, consilier județean PNL. Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-ne ce s-a întâmplat aseară? După cum am mai relatat mai devreme, am fost atacat în apropierea locuinței de către un individ, Iordan Alexandru, și alte trei mașini, chiar a patra, mi s-a spus ulterior, acostat în trafic, blocat, de fapt, în trafic, mi s-a tras mașina în față. Iordan Alexandru, dându-se jos cu un topor cu o coadă foarte lungă, a încercat să mă lovească. Am reușit, spre norocul meu, să mă îndepărtez, să fug din raza de acțiunea toporului. Mi-a fost spartă luneta din partea stângă a mașinii. Am reușit să scap de acolo, am fugit, m-au alergat până în fața porții, m-am strecurat printre poartă deschizând-o cu o telecomandă de la distanță. Aceștia din urmă m-au încolțit în fața porții, amenințându-mă, dând în poartă. Înțelegem că v-au urmărit până acasă? Da, da, m-au preluat din trafic de la colțul străzii la aproximativ 500 de metri și m-au urmărit până acasă. Și acolo ce s-a întâmplat? Acolo v-am spus, au dat cu picioarele, cu parii, cu pumnii, cu săbii cuțite ce am văzut printre gard în poartă. M-au amenințat că dacă mai continui așa o să pățesc ceva, chiar cu moartea și pe mine și pe familie. Care credeți că a fost motivul pentru care interlopii v-au atacat? În urmă cu 3 săptămâni, pe 23-12, s-a desfășurat o ședință de Consiliu Local în comuna Chiajna. Ca urmare a demisiei viceprimarului și a doi consilieri și a city managerului primarului, actualului primar, care face parte din ALDE, primarul respectiv a introdus pe ordinea de zi validarea altor doi consilieri și realegerea unui nou viceprimar. Un coleg al meu, Luca Claudiu, a candidat și el la această funcție. Erau șanse din înțelegerile politice să câștige. Acest clan, în timpul ședinței, și-a făcut apariția prin intimidare în timpul ședinței, înainte de votul pentru alegerea viceprimarului, au amenințat câțiva consilieri care erau ai ALDE nemulțumiți de actuala conducere și de cum merg lucrurile în localitate, vroiau să facă o schimbare. N-au putut de teamă să nu pățească ceva. După ședința respectivă, candidatul PNL care a candidat la funcția de viceprimar a fost agresat, pur și simplu bătut în interiorul poliției locale unde se desfășura această ședință, sub supravegherea polițiștilor, aceștia din urmă neintervenind. Mai grav este că
Au fost camere de luat vedere care ulterior, din ce am înțeles, nu au apărut niciun fel de imagine, au fost șterse sau declarate ca nefuncționale. S-a făcut o plângere penală. Eu, fiind acuzat că l-am sfătuit pe colegul meu să depună plângere, au gândit dânsii să mie facă și mie ceva. Și acest a fost... Înțelegem că... ...care am fost așteptat. Da, înțelegem că colegul dumneavoastră ulterior a renunțat la plângerea penală. Tot din constrângerea acestor indivizi prin amenințare, el, fiind vecin cu ei în Comuna Roșu, a renunțat, temându-se de viața lui de și frică. De ce se poate întâmpla familiei, da. Dumneavoastră, ce veți face în continuare? Ați făcut deja plângere penală? Am formulat plângere penală în cursul serii, da. Acum așteptăm să vedem dacă organele competente vor, cum vor soluționa de fapt această plângere. Vedem ce se va întâmpla. Aseară au fost, din ce am înțeles, reținuți doi dintre membrii familiei Iordan, Iordan Ion și Iordan Alexandru. Mai multe detalii nu vă pot spune eu. Puteți întreba Poliția Națională care... Da, vă mulțumim tare mult. Vă mulțumim tare mult pentru intervenția dumneavoastră în jurnal. Știrile orei 12 se opresc aici și luăm acum o scurtă pauză de publicitate, iar la ora 1 vă întâlniți cu Aneta Sângiorzan la Tocbe 1. Rămâneți cu noi!